Salutare, sunt Paul Melinte și de data asta sunt împreună cu prietenul meu Clemi, Clement Odaie, care este specialist în YouTube. Și astăzi vom vorbi despre cum este mai bine să faci pentru YouTube, care e strategia mai bună, să faci videoclipuri scurte sau să faci videoclipuri lungi, în special dacă ești la început, nu? Despre asta e vorba. Ne-am contrazis un pic pe tema asta, de fapt e chiar a doua oară când filmăm, am o mică problemă tehnică și na, sperăm să vă oferim cel mai bun răspuns posibil, nu? Astfel încât, dacă sunteți la început de drum, să știți, le faceți scurte sau lungi. Ce, Clement, în calitate de specialist, care acum, strategia? Cum ar trebui să faci? Depinde de tipul de canal pe care îl faci. Noi am luat ca exemplu canalul tău. Și vorbeam despre canalul de business sau de marketing, Bray Marketing România. Și am zis că ar fi mai bine, pentru început, în cazul lui, să înceapă cu niște videoclipuri mai scurte. Mai scurt însemnând 10 minute. Asta pentru că până acum ați făcut show-uri de câte jumătate de oră, 40 de minute. Da. Și atunci, la început, pentru voi, ar fi cel mai bine să începeți cu videoclipuri mai scurte, așa încât să creați mai multe drumuri care să ducă la canalul vostru, pentru început. Acum sunt și canale unde funcționează mai bine un videoclip mai lung, dar în cazul vostru, unde voi faceți educație, practic, da? Cum să-ți faci un business, ce înseamnă un business de succes, afaceri online și așa mai departe, atunci sunt foarte multe subiecte pe care voi le dezbateți în show-urile voastre și atunci este păcat să nu faceți câte un clip separat pentru fiecare întrebare sau element pe care voi îl discutați în videoclipurile voastre. Videoclipurile mai scurte poate să nu fie chiar atât de bune pentru un canal, mai ales dacă sunt foarte scurte, pentru că YouTube-ul... Ce înseamnă scurt? Exact, scurt. Exact. În cazul vostru, 10 minute e mai scurt decât o jumătate de oră. Dar dacă faci videoclipuri prea scurte, gen un minut sau două, depinde de canal, e posibil să nu-ți prindă la fel de bine, pentru că pe YouTube ce-l interesează? Păi cel mai mult și cel mai mult... Să stea omul pe YouTube. Fix, asta-l interesează. Deci, dacă ai un videoclip de jumătate de oră și ai vizionări medii de 50%, asta înseamnă 15 minute pentru fiecare videoclip, YouTube-ul e super mulțumit și fericit. L-am ținut 15 minute. Exact. Da. Și atunci îți promovează videoclipul respectiv. Problema în cazul vostru este că îți promovează videoclipul respectiv în funcție de tagurile pe care le-ai pus, descrierea și titlul. Iar tu dacă vorbești și despre afaceri online și despre business și afaceri reușite și o grămadă de subiecte pe care voi le discutați, nu o să apari pentru toate. Cu toate că tu oferi informații utile, importante, valoroase pe subiectele alea, dar nu apari. Deci ca să... Atenție, să zic ce am înțeles eu. Tu îmi zici că de fapt ca să profit cât mai mult de conținutul pe care îl fac, exact, ar trebui să-l împart în mai multe părți pentru ca să scot cei mai mult din el. Corect, da. Pentru că tu vorbești, de exemplu, într-un videoclip despre afaceri online și business de succes, să zicem. Da? Două subiecte diferite. Eu caut business online și da, tu apari cu videoclipul afaceri de succes. Eu când mă uit în rezultate, caut business online. Business online, iar eu nu pot să pun două titluri, exact, am un singur titlu și profit de un singur titlu. Exact. Da? Și atunci, în cazul ăsta, ar fi mult mai bine, mult mai ok să creați cât mai multe drumuri. Pentru început, mai târziu, videoclipurile astea lungi pe care voi le faceți vor fi mega utile. În momentul în care ai o comunitate de abonați sau nu neapărat abonați, dar oameni care te urmăresc regulat, un videoclip de genul ăsta, dacă e urmărit de majoritatea abonaților, te promovează după aia pe YouTube-ul pe prima pagină, ca să zic așa, care este cea mai importantă sursă de vizionări pe YouTube. Adică scopul este ca într-un final, ăsta este un canal de succes, să apari pe prima pagină YouTube. Când deschizi YouTube-ul, să fie recomandările cu videoclipul tău, trending videos.
Ok, după cât timp crezi că un canal nou ar trebui să înceapă să producă conținut mai lung? Adică câte clipuri ar trebui, mă iau după număr de abonați, după număr de clipuri, după număr de vizualizări pe canal, după cât timp să începem să punem conținut mai lung? La câți abonați sau cum se procedează? Nu neapărat în funcție de abonați. Poți să te iei și după numărul de abonați, dar ar trebui să te iei după tipul de content pe care îl ai. Îl ai pe canal și dacă se potrivește, dacă e momentul, adică am oferit suficient de multe informații, oamenii știu cine suntem odată, au suficient de multe clipuri instrucționale în care noi le spunem mai întâi oamenilor ce este un business, ce este un business de succes, ce înseamnă afaceri online, ce înseamnă toate lucrurile astea, dacă le avem deja, avem o bază de date serioasă, atunci da. Ce înseamnă serioasă? Adică păi serioasă, adică să încerc să abordez... Așa, știu că e greu de dat un răspuns... Da, încerc să abordez cele mai uzuale întrebări pe care le au oamenii despre business-ul vostru, adică despre conținutul, despre domeniul vostru, mai bine zis. Da? Deci este marketing online. După ce am ajuns, te uiți ca într-un manual. Da? După ce am trecut de partea de început ABC, abia atunci începem și formulăm propoziții. ABC-ul la noi s-ar putea să fie foarte lung. Este lung. Mă gândesc că sunt zeci de videoclipuri, sute poate până să ajung să fac. Da, da. Dar dacă încep și intercalez și fac trei scurte, unul lung, sau dacă fac unul lung și îl rup în bucățele... De fapt, care-i pericolul? Că eu mă gândesc așa, după ce ai zis tu, mă gândesc, pericolul este ca cineva să dea peste contentul ăla lung al meu, să nu mă cunoaște, nu știe cât de util e, nu știe cât de valoros și așa mai departe, să n-aibă răbdare să uite până la final și să nu se mai uite nici la alea scurte. Mă gândesc că asta ar putea fi unul din pericole. Ar putea fi un pericol? Deci, de cele mai multe ori se uită, dacă vede la sugestii videoclipuri mai scurte, de cele mai multe ori dă pe ăla mai scurt, pentru că oamenii sunt în criză de timp. Toți oamenii vor rapid, acum n-au timp, să stea să se uită la un videoclip de o jumătate de oră. Aia care se uită o jumătate de oră sunt fie mega interesați de ce ai tu de spus, fie sunt fain, adică au încredere, le-ai câștigat încrederea că oferi informații de calitate utile și așa mai departe în videoclipurile alea mai scurte și atunci când văd un videoclip lung, zic, înseamnă că e treabă importantă, hai să-l urmăresc. Cam la cât timp ar trebui să pun? Spre exemplu, să zicem că avem 1000 de abonați sau 2000 acum, sau 3000. Trebuie să testezi, da? Depinde de la business la business. Sfatul meu ar fi cam la 5 videoclipuri, să zicem unul pe săptămână. Un videoclip lung pe săptămână. Unul pe săptămână. Sau cam la două săptămâni. Să digere informația. Depinde și de tine cum ai timp. Păi da? Eu aș vrea să fac, de fapt planul era să fac un videoclip lung în fiecare zi. Adică mă gândeam așa, mai mult content, mai lung, mai multă calitate și așa mai departe. Stau în același timp și mă gândesc că dau mult prea multă informație. Da. Informații, că mă gândesc pe aia și egoist, aș putea să vând informația aia. Omul nu o să o consume, e multă, e bună, e de calitate, dar nu are timp să o consume și atunci poate ar trebui să dau bucățele cu lucruri, nu știu, esențiale, dar pe care să le și poată face. Corect. Și odată pe săptămână, cum ai zis tu, să-i dau un clip mai lung. Da. Și poate un rezumat, uite ce am discutat săptămâna asta, pam, 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 unești toate clipurile, mai adaugi... probabil întrebări pe care oamenii le lasă în videoclipurile mai scurte. Înțeles. Ar mai fi ce aș mai vrea să mai discutăm un subiect, o să încercăm să facem clipul ăsta scurt. Am vorbit noi ieri că ar fi e mișto, spre exemplu, ca în blogging. În blogging se practică, creezi un articol lung și de la articolul ăla vii și explici diverse subiecte care apar în el, sau întrebări, sau nelămuriri, sau nu știu, subiecte care cer a fi dezvoltate în articole mai lungi. Deci e un articol principal și sateliții lui. Da. Și legi articolul principal de sateliți și sateliți, adică cale inversă. Da, am spus, adică o dată pe săptămână unești toate videoclipurile pe care le-ai făcut în săptămâna respectivă. Sau faci un videoclip lung și poți să legi la, uite, în clipul nu știu care am spus despre asta, în clipul... Da, dar mai întâi trebuie să le faci pe alea mici. Deci le faci pe astea, da. De obicei în blogging se face invers, faci articolul principal și pe aia începi și faci sateliții. Da, poți să faci și lucrul ăsta, dar nu știu,
trebuie să testezi. Da? Faci odată așa, odată așa. E posibil să funcționeze mai bine așa. Dar nu așa caz, deci nu să fac multe articole de-astea mari sau multe mari și trebuie să ai mai multe mici și unul singur mare. Da, cam asta, da, e. Da. Cam motivul, asta e strategia. Deci motivul este foarte, foarte simplu. 1. Mai multe drumuri spre canalul tău. Cu cuvinte cheie și mai multe probleme. Atragi mai mulți oameni care au răbdarea să uite 2-3 minute și pe aia poate să uite și alea lungi. Exact. Și 2, asta e, timpul. Da, oamenii sunt în criză de timp, nu au timp. Și dacă e prea lung, nu o să uite. Dacă e scurt, ai ocazia, după ce ți-a urmărit una, două, trei, cinci, zece scurte, s-ar putea să uite și alea lung. Și hai să mai adăugăm un al treilea motiv, este că cei care se uită pe YouTube vor să vadă ceva specific YouTube și nu televiziune. S-au săturat, sunt sătui până peste cap oamenii de televiziune și de show-uri ca la televizor, unde vorbesc o jumătate de oră, din care doar 5 minute sunt interesat. Și restul de o jumătate de oră e așa, să treacă dăm timpul. Ce am nevoie, repede, exact, la obiect, exact. Distrează-mă dacă se poate. Dacă se poate, mai fă și o glumă, gâdile mai puțin. Da, așa. Am înțeles. Mai e ceva de spus pe subiectul ăsta? Ar mai fi multe, dar urmează să mai facem și alte clipuri, că deja am ajuns la... Sau dacă voi, cei care vă uitați, aveți idei, nu știu, sunt lucruri care credeți că ar fi trebuit menționate, sau aveți o altă părere față de ce am spus noi, aveți o altă experiență, lăsați un comentariu, spuneți-ne despre ce e vorba, adică spuneți-ne părerea. Poate facem un clip. Da, că exact, poate răspundem la întrebările din clip sau poate răspundem la obiecții, poate aveți obiecții. Nici noi nu suntem, poate nu le știm pe toate, că tot timpul învățăm și așteptăm părerea voastră. Îți mulțumesc pentru vizionare, abonează-te ca să nu ratezi niciun clip și dacă vrei să înveți cum să faci business, nu bișniță, abonează-te și la roboțelul Brainy pe care îl vei găsi în descriere.